Trăiască nația! Acesta era salutul lui Eminescu. Se răspundea sus cu dânsa. De ce? Foarte simplu. Tot Eminescu ne dă răspunsul. Suntem români și punctum. Ne-am propus să continuăm astăzi discuția despre legătura sau nelegătura dintre Miorița, balada Miorița și romanul Baltagul al lui Mihail Sadoveanu. Înainte de a continua, pentru că e stringent și de actualitate, permiteți-mi să mă refer la o scrisoare publică adresată ministrului învățământului. Aș pleca de la câteva cărți despre care am vorbit, pendelete masive, cărți masive, două cărți ale lui Mircea Platon, redactorul șef al revistei Convorbiri Literare de la Iași, Deșcolarizarea României, scopurile, cârtițele și arhitecții învățământului românesc, o carte apărută în 2020 la editura Ideea Europeană și o altă carte apărută tot la Ideea Europeană în 2022, Cominternul Educațional și Deșcolarizarea Digitală. Două cărți care atrag atenția asupra impasului în care se află învățământul românesc, reformat de vreo 30 de ani încoace, reformă după reformă, fără ca vreuna să fie avut vreo finalitate benefică. Nici nu e posibil ca o reformă să fie oprită de altă reformă și așa mai departe, până când s-au săturat și elevii, și părinții, și profesorii. Învățământul are nevoie de stabilitate, are nevoie de fonduri, are nevoie de oameni competenți și de o societate care să fie preocupată de educația copiilor. O altă carte despre care am vorbit este cea lui Alexandru Petria, Ce facem cu România? O culegere de texte cu vreo 25 de autori, apărută la Alexandria Library sau Library în 2021, între care președintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, apoi Andrei Marga, fostul ministru al învățământului și alte peste 20 de personalități ale culturii române, jurnaliști, oameni de știință, scriitori, avocați, artiști plastici. Într-o emisiune, domnul președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop, vorbea despre faptul că elevii de la Facultatea de Istorie, studenții de la facultățile de istorie, nu au habar despre curentele culturale ale lumii, pornind cu antichitatea, evul mediu, apoi umanismul, clasicismul, barocul, iluminismul, preromantismul, romantismul și așa mai departe în secolul al XIX-lea, realismul, simbolismul, poporanismul, sămănătorismul la noi și curentele moderniste din perioada interbelică și cele ale avangardei. Nemai vorbind de pătrunderea în literatura comunistă sau apoi în postmodernism. De ce? Foarte simplu. Manualele de istorie de liceu nu mai cuprind capitole referitoare la
curentele culturale ale lumii. Și de aici, evident, necunoașterea acestor curente. Pe de altă parte, faptul că bacalaureatul nu mai prevede astfel de subiecte, nici profesorii de română, mulți dintre ei, nu mai parcurg aceste curente culturale nici măcar la noi, prin cronicari, umanismul, prin Cantemir, iluminismul și așa mai, și așa mai departe. Așa că voi da citire unei scrisori publice privind învățământul preuniversitar. Am primit din partea unei profesoare, Ruxandra Bălășoiu, numele din mail este ruxandra.cioc@yahoo.com. Bună ziua, stimat domn Lucian Costache! Suntem un grup de cadre didactice din învățământul preuniversitar. Vă trimit în atașament scrisoarea publică adresată domnului ministru al educației referitoare la proiectul de lege de învățământ preuniversitar. Dacă doriți să o semnați, puteți trimite un răspuns, reply, la acest e-mail. De asemenea, dacă mai știți colegi care ar dori să semneze, le puteți transmite e-mailul. Împotriva acestei grozăvii au mai scris articole domnul Cristian Preda, Nicolae Manolescu, Paul Cernat, Mircea Miclea și alții. Această scrisoare e redactată de profesori de liceu. Marea majoritate a profesorilor nu sunt de acord cu schimbările propuse, desigur, însă ei se uită să se alinieze în spatele elitelor. Mai rar demarează ceva din proprie inițiativă, deși acum au mai fost voci individuale și de la noi din preuniversitar. În urma protestelor acelora și ale sindicatelor, domnul ministru Câmpeanu a declarat că va permite ca româna să fie probă de sine stătătoare la BAC. În proiectul de lege, ea era pusă la grămadă cu încă 5 materii într-o probă comună de 4 ore. Problema este însă că celelalte materii rămân în proba comună, o ciulama, cum se exprimă colegii noștri matematicieni mai franc. Iar a doua problemă majoră este că ministrul dorește să păstreze evaluările naționale, clasa 8-a și BAC, în format digital, adică să se dea pe calculator cu item preponderent grilă și doar câțiva descriere de text. Dacă se acceptă acest lucru, bacalaureatul va fi luat în procent de peste 90%. Am uitat să precizăm că acest BAC nu ar fi diferențiat în funcție de profil și filieră, adică subiectele vor fi adaptate nivelului de dificultate al școlii profesionale, lucru declarat public de secretarul de stat Bogdan Cristescu. Nu este neapărat o problemă că promovează și elevi de profesională, deși putem concepe un BAC tehnic, ca în Franța, ci problema este că îi demotivăm în masă pe elevii de filieră teoretică. Am să întrerup puțin, pentru că se remarcă, în primul rând, lașitatea multora dintre profesorii care nu iau niciodată niciun fel de atitudine, ei merg în linia de dinainte de 89, sindicatele sunt cureaua de transmisie a partidului în funcție de ce fel de partid e la guvernare. Cât privește filiera teoretică, să nu uităm că de la filiera teoretică se extrag absolvenții care urmează facultățile de medicină, automatică, inginerie, profesori, universitățile, marile universități.
adică de acolo de unde se vor extrage și cercetătorii, oamenii de știință, savanții și așa mai departe. Eu am beneficiat, am fost privilegiat din punctul acesta de vedere să fiu profesor la elevi de excepție și care au continuat cariere universitare. Mulți dintre ei sunt profesori în Statele Unite, la mari universități, în Anglia și așa mai departe. Atenție la filiera teoretică, dacă vrem să o stricăm și pe asta, asta e. Momentan au semnat scrisoarea din atașament domnii Nicolae Manolescu, domnul academician Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, Alex Ștefănescu, Petre Guran, Daniel Cristea Enache, Radu Vancu, Simona Sora, neurochirurgul Ioniuț Gobez și alți medici. Suntem încă la început cu atragerea de semnături. Am demarat sâmbătă aceasta, dar ne grăbim să o dăm presei, deoarece pe 24 august, adică astăzi, se încheie perioada de dezbatere. Deci, am apreciat mult dacă ne-ați răspunde astăzi. Vă mulțumim, Ruxandra Bălășoiu. Către Ministrul Educației, domnul Sorin Mihai Câmpeanu. Domnule ministru, suntem conștienți de necesitatea unor intervenții în sistemul național de învățământ preuniversitar, înțelepte, fundamentate, adaptate cerințelor prezentului și realității specifice. Ca atare apreciem preocuparea manifestată de a îmbunătăți organizațional și funcțional cadrul de desfășurare a educației. În același timp ne exprimăm, dintr-un început, rezerva față de abordarea eclectică, ilustrată cu prisosință de fundamentările și de prevederile proiectului de lege. Considerăm că împrumutul de idei este benefic atât timp cât acestea sunt cuplate realităților societății românești. Aceste realități trebuie cunoscute în amănunt, în așa fel încât să poată determina valabilitatea și aplicabilitatea lor, respectiv validarea rezultatelor așteptate. Scrisoarea se referă la faptul că împrumutăm legi din afară, împrumutăm sisteme de învățământ care nu ne sunt favorabile. În acest context, surprinde modificări substanțiale aduse examenelor naționale, evaluarea națională și bacalaureat, și ne exprimăm îngrijorarea față de caracterul actualizat al evaluării, de natură să ignore problemele primordiale ale învățământului, în favoarea unora periferice, mai degrabă simptomatice. Apreciem că modalitatea propusă, testare standardizată în format digital, reprezintă factori de vulnerabilitate la adresa interesului, aptitudinilor elevilor și chiar la adresa dimensiunii morale a personalității acestora. Totodată amplifică riscul ca mii de elevi să nu-și atingă potențialul pe parcursul anilor de studiu și determină ratarea viitorului profesional. Acest tip de evaluare are potențial de a orienta elevii spre memorizare, ceea ce va afecta inteligența, va eroda caracterul și voința elevilor, va împiedica însușirea cunoștințelor, astfel încât să li se dezvolte capacitatea de a le aplica, va descuraja descoperirea și exersarea funcțiilor gândirii, libertatea de gândire și de acțiune, creativitatea și spontaneitatea. Între altele, fie vorba că și standardizarea examenului de bacalaureat, da, și a celui de la evaluarea națională, cu aceleași cerințe de vreo 15 ani încoace și cu 10 eseuri învățate absolut pe de rost, care îi descurajează pe elev să mai citească și altceva. Dacă nu intră în barem un elev care a citit mai mult, care face conexiuni cu alte cărți, cu alți autori, cu alte
personalități ale culturii universale care are șansa creativității, deci acela nu primește niciun punct, nici 0,1 puncte, 0,1 puncte din barem. Adică învață pe de rost, știm foarte bine, ba mai mult de atât, pentru că s-a învățat online datorită acestui drac de COVID, din literatura de după cel de-al doilea război mondial s-a scos absolut tot. Marin Preda nu s-a mai cerut la bacalaureat, Nichita Stănescu nu, au mai rămas 10 autori din toată literatura română. Păi mai facem literatură sau nu mai facem la liceu? Ne mai preocupă ca acești elevi să aibă cunoașterea limbii române, că disciplina se cheamă limba și literatura română. Neavând acces la limba română, n-ai acces la niciun text. De aceea e necesar să facem și texte vechi și autori pe care unii vor să-i scoată din manuale, cum ar fi Creangă, Eminescu, Miorița, Baltagul și așa mai departe, pentru că nu mai sunt de actualitate. Păi limba română trebuie să fie mereu de actualitate, pentru că altfel analfabetismul funcțional se naște din necunoașterea profundă a limbii române. Limba română are înzestrarea ei culturală, filozofică, istorică, poporană. Fără asta nu pătrundem nici măcar în Miorița. Vom vorbi despre asta la momentul potrivit. Ce înseamnă cale, ce înseamnă gură de rai, ce înseamnă plai, ce înseamnă ortoman, ce înseamnă oiță bârsană, bălaie, bucălaie și așa mai departe. Nu vom avea acces la cunoaștere. Considerăm că examenul la limba și literatura română, standardizat în format digital, nu va permite verificarea cunoștințelor elevilor. Susținem o educație care acordă atenție valorilor culturale specifice poporului român, după cum se statuează în principiile care guvernează sistemul educațional, principiul asumării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român. Citat închis. De aceea semnalăm că este necesar ca limba și literatura română să beneficieze de un număr suficient de ore în planul cadru și de o evaluare adecvată. Reducerea la 3 ore pe săptămână la limba și literatura română a ajuns un dezastru. 3 ore se acordă în clasa 11-a studiului operei marelui Eminescu. 3 ore. Ce să faci în 3 ore? Profesorul meu de liceu, Nicolae Spinei, vorbea un trimestru, că erau trimestre în vremea aceea, despre Eminescu. Proiectul de lege acordă o mare atenție filierei profesionale. Totuși, considerăm că este necesară demarcația netă între cele 3 filiere, teoretică, vocațională, profesională. Și așa cum sunt prevăzute diferențe structurale și organizaționale, curriculum, programă, plan cadru și așa mai departe, trebuie să existe și diferențe de evaluare. Altfel, existența însă și a specializării în timpul studiilor liceale va apărea ca inutilă. Totodată ar apărea consecințele negative greu de estimat, odată ce am nivela în jos standardele de calitate. România de mâine își pune în pericol numeroase domenii cheie într-o societate, deoarece ar deveni incapabilă să pregătească specialiștii. Între altele, aș aminti apelul făcut de Academia Română referitoare la învățământ și educație. Se pierde din vedere educația. Vorbim doar despre învățământ, nu mai vorbim de educație. Și atunci Academia Română, într-un manifest, a vorbit despre disciplinele identitare
adică acolo unde elevii să fie educați în spiritul culturii române, să știe că sunt români și de ce sunt români și ce valori are poporul din care fac parte, ca să nu-i mai auzim zicând asta e România, așa e românul, că românul e așa și pe dincolo. Păi, poate românul care habar n-are ce-i cu el o fi așa, dar noi în majoritatea noastră suntem oameni cultivați, care prețuim România, prețuim și folclorul, prețuim și valorile de la țară, prețuim țăranul român așa cum este, îl prețuim pe cel care dă cu sapa sau cu mistria, deci îi prețuim pe toți cei care fac o Românie mai frumoasă, nu pe cei care o distrug, inclusiv din punctul acesta de vedere al manelizării. Vă aducem la cunoștință punctual care sunt principalele, deși nu singurele, articolele din proiectul de lege susceptibile a avea un serios impact negativ. Articolul 71. Propunem în schimb o evaluare cu item variați, astfel încât cunoștințele să poată fi verificate. Respingem evaluarea standardizată în format digital, deoarece ea încalcă însăși principiile enunțate în proiectul de lege, articolul 3, principiul calității, relevanței și eficienței. Articolul 75, alineatul 5. Propunem eliminarea integrală a acestui articol și păstrarea actualei modalități de evaluare la bacalaureat, care are și ea numeroase hibe. Articolul 70, alineatul 3, litera F. Respingem această prevedere care încalcă principiile articolului 3, principiul nediscriminării și al calității. Sunt discriminați elevii care vor să performeze la acestei materii, care, ca și profesorii ce predau disciplinele respective. Deși au același statut profesional ca și ceilalți, nu au dreptul de a acorda note, ci doar calificative. E vorba de propunerea ca la muzică, religie și educație fizică să nu se mai acorde note, la educație fizică doar la liceele sportive, iar la muzică, evident, la liceele de artă. Se reglementează, practic, diferențe între discipline școlare care devin de rang prim și altele de rang secund. Și așa mai departe articole. De asemenea, domnule ministru, vă supunem atenției câteva întrebări. Schimbările propuse se fundamentează pe un studiu de impact care a cercetat efectele pozitive și eventuale efecte negative ale noii legi. 2. Ce anume a împiedicat corelarea dintre valorile, reperele și principiile declarate pentru ghidarea reformelor propuse și proiectele de lege în sine? 3. Având în vedere modalitatea de evaluare la examenele naționale, coroborată cu alte demersuri, precum eliminarea tezelor sau împărțirea anului școlar în module, cum putem avea certitudinea că cei care au lucrat la această inițiativă de reformă au înțeles sensul și finalitățile educației? 4. Care va fi motivația de a învăța elevilor în condițiile intenției de uniformizare a testelor, indiferent de filieră și profil? Cum va contracara legea riscul stabilirii motivației, a voinței, ca și pe acela al menținerii elevilor sub capacitatea lor naturală de dezvoltare? 5. Profilul real va beneficia de întrebări de matematică accesibile și profilului uman, ca și filierei profesionale? De ce mai există, spre exemplu, specialitatea matematică-informatică, dacă examenele la specialitate nu mai sunt obligatorii? 6. Dacă rezultatul la proba facultativă de matematică informatică pentru profilul real se va concretiza într-un certificat
De ce ar alege un elev această probă? Cu ce îl ajută un asemenea certificat în condițiile în care este de așteptat ca marile universități să își organizeze propriul examen, bacalaureatul pierzându-și credibilitatea? Care mai este valoarea studiului din cei 4 ani de liceu dacă întrebările din trunchiul comun, română, matematică, științe, istorie, geografie, științe socio-umane, trebuie să fie accesibil tuturor filierelor și profilelor într-o probă comună de bacalaureat? 8. Vor exista platforme online și cărți cu teste grilă similare celor destinate obținerii permisului de conducere? 9. Cât de jos va coborî nivelul cunoștințelor pentru ca un examen cu probe comune, nediferențiate în funcție de filieră, să poată fi susținut și de elevii de liceu teoretic, dar și de cei de școală profesională? 10. Problema slabei promovări în rândul elevilor de profesională ar putea fi abordată prin prevederi de tipul obținerii unui certificat atestat, în loc să nivelăm în jos standardele de calitate. 11. Proiectul de lege are numeroase prevederi pentru elevii de profesională, ca și pentru, între ghilimele, elevii capabili de excelență. Ghilimele închise. Cum putem evita polarizarea învățământului românesc, având grijă de dezvoltarea plenară a tuturor elevilor, respectându-le individualitatea și oferindu-le tuturor un cadru stimulativ și performant? 12. Care este legătura preconizată dintre bacalaureat și învățământul superior? Domnule ministru, înțelegând seriozitatea și importanța unei asemenea demers, educația fiind o direcție prioritară a administrației prezidențiale, vă rugăm să vegheați la asigurarea calității lui, inclusiv prin reanalizarea sa, ca și prin prelungirea perioadei de dezbatere și restructurare, până când se vor epuiza implicarea și consultarea entităților din zona de expertiză, în măsură să se exprime cu privire la proiectele propuse, atât pentru învățământul superior, cât și pentru cel universitar. De asemenea, considerăm necesară implicarea și consultarea reală a intelectualilor României, a corpului profesoral și a părinților, adică a celor direct interesați în formularea propunerilor de lege ale educației, destinate reformării sistemului educațional de amploare intenționată, care sunt în măsură să îmbogățească patrimoniul educației românești. Aceasta este scrisoarea adresată domnului ministru al educației. Am să reamintesc apelul Academiei Române că înainte de toate trebuie să facă educație în spiritul culturii și valorilor naționale, a acelor discipline în care să ne identificăm, adică limba și literatura română, istoria națională, artele, valorile românești din totdeauna și în cursul lor istoric. Apoi, evident, științele fundamentale. Fără ele nu se poate, dar nu la nivel din ce în ce mai scăzut. Pentru că dacă și așa facultățile de matematică, de fizică, de la marile universități, nu găsesc numărul de studenți pe câte locuri sunt, sunt facultăți grele, facultăți dificile, în care trebuie minte la matematică, la fizică, cu eforturi
mari din partea profesorilor. Eu cunosc și îl citez mereu pe domnul profesor Minasian, pe domnul profesor Alexe, pe da atâți Mihalașcu, numeroși alții de la Colegiul Național Ion Cebrăteanu, domnul profesor Ulmeanu, actualmente cu ce efort ca de acolo să meargă elevii către facultățile acestea tehnice sau chiar către matematică. Din ce în ce mai puțin se duc la matematică. Ce vrem să facem? Să scădem și aici nivelul la liceele teoretice pentru științele fundamentale? Păi nu vor mai avea cercetători în domeniul matematic, al chimiei, al biologiei. Apoi limbile străine. Evident că avem nevoie de limbi străine. Două limbi străine obligatoriu. Ele trebuie studiate pentru a avea acces la comunicarea internațională. Iar în ultima instanță, dar foarte important ca disciplină necesară, informatică. Informatică care este un instrument de care nu ne putem dispensa. Dar pentru educație celelalte, pentru că se pune problema, păi dacă vreau să aflu despre Herodot, scriu Herodot pe YouTube, nu? Și aflu cine e Herodot. Dacă să scriu Herodot, trebuie să fie aflat mai întâi de numele Herodot. Că dacă n-am aflat de el, o să scriu Pițurcă. Și despre Pițurcă știu mai mult decât despre Herodot. Nici nu trebuie să scriu Pițurcă pe YouTube. Nu că aș avea ceva cu Pițurcă. Da? Să revenim la, să zic așa, la oile noastre, că se și potrivește, adică la Miorița și la Baltagul. Știți de unde vine să revenim la oile noastre? Dintr-o farsă medievală. La farce de maître Pierre Patelin. Maître în limba franceză înseamnă și avocat, maestru. Da? În farsa respectivă, avocatul merge la un vânzător de postavuri și cumpără o bucată de postav pentru soția lui, e ziua ei, și, dar n-are bani. Și îi spune vânzătorului de postavuri, te invit duminică la mine acasă, e ziua soției și va găti rață pe varză. Și te invit și la masă și îți voi plăti și postavul. Vine duminica, dar când îl vede pe fereastră că se apropie vânzătorul de postavuri, îi spune, aoleu, ce mă fac, bani tot n-avem, spune-i că sunt pe moarte. Se bagă sub o pătură, își dă cu apă pe față, își pune o cârpă pe frunte și începe să se vaite. Vai, 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 Pierre, îl chema Pierre Patelin pe avocat. Pierre, moare Pierre, săracul Pierre. Se înduioșează vânzătorul de postavuri, ce și așa e pe moarte, nici rață pe varză, nu mai mănânc, nu mai am nevoie nici de bani, și pleacă. Între timp, la un proces pe care îl are vânzătorul de postavuri cu un cioban, îi dispăruseră niște oi, avea și turmă vânzătorul de postavuri, avocatul ciobanului este maître Pierre Patelin, pe care îl învață pe cioban să spună la orice l-ar întreba judecătorul să răspundă be. Începe discuția, procesul, dar vânzătorul de postavuri începe să vorbească despre Pierre Patelin. Vai, tu ești avocatul lui, îl reprezinți pe ăsta, da, pe cioban care mi-a furat oile, mi-a omorât oile și tu m-ai păcălit să-mi dai banii pe postavuri. Iar judecătorul spune mereu, revenons à nos moutons,
să revenim la oile noastre, adică să revenim la procesul în sine, la procesul dintre vânzătorul de postavuri și cioban. Se încheie procesul, câștigă ciobanul și Pierre Patlin își cere onorariul, la care ciobanul îi răspunde: "Bă." Așa, iată, să revenim la oile noastre, adică să revenim la Miorița. Sunt cercetători care spun că Baltagul n-ar avea nicio legătură cu Miorița. Între ei, Alexandru Paleologu, într-un articol mai demult, dinainte de 89, în care vorbește despre faptul că în Baltagul se reia mitul lui Osiris din mitologia egipteană. Bine, sunt multe lucruri asemănătoare, dar să ne uităm mai aproape, adică să ne uităm la Miorița întâi și apoi la mitul lui Osiris, pentru că și mitul acesta al morții, pentru că e vorba de moarte și în Baltagul, își trage obârșia din miturile noastre străvechi, cele două mari balade ale noastre, balada Miorița și balada meșterului Manole. Umblă și întreabă măicuța bătrână. Am vorbit despre motivul măicuței bătrâne cu care se încheie balada Miorița și cu care de fapt ar începe romanul Baltagu. Și Vitoria întreabă și se întreabă: cine a văzut, cine au cunoscut mândru ciobănel tras ca prin inel? Și aici tras ca prin inel e de discutat. Alegoria e în alegoria moarte nuntă va fi înlocuită de Sadoveanu cu parastasul. Turmele sunt înstrăinate, sunt bolnave în sens simbolic. Câinele credincios nu întâmplător îl cheamă lupul în Baltagul, pentru că e vorba în mitologie de animalul bivalent, adică acel câinele credincios care are un stăpân, care moare pentru stăpânul lui, da? Și lupul, care este un animal malefic. Nu întâmplător, pentru că Sadoveanu înțelege foarte bine ambivalența aceasta mitologică dintre lup și câine. În ceea ce privește conflictul, și aici, în funcție de zonă, sunt peste 1000 de variante ale Mioriței, toate studiate, dincolo de cel de la 1852 din baladele lui culese de Alexandrii, el a și intervenit puțin în text, cel vrâncean și cel ungurean s-au vorbit împotriva celui moldovean, pentru că acolo e zona. Care e mai ortoman, are oi mai multe, câini mai bărbați și așa mai departe. Apoi știm foarte bine că transhumanța înseamnă și pericol. Pericolul transhumanței, a pleca în munte, a pleca chiar în zone depopulate sau în zone în care sunt lotri, expunerea permanentă la pericole, animalele sălbatice, tâlhari, invidia, lăcomia, poate și un semn al atenționării și existenței tragice, pentru că e un mit tragic, mit al morții. Mereu în preajma morții pentru a-și asigura existența. Spuneam că nu putem avea acces la niciun text dacă nu cunoaștem bine limba română. Bine, am ales textul ăsta. Dacă mergem în Eminescu, la fiecare două, trei versuri găsim un cuvânt pe care riscăm să nu-l înțelegem. De exemplu, cuvântul gin. Genii, folosit de Eminescu, n-are nicio legătură cu genii. E un alt cuvânt. Și nici cu gin în sensul de băutură irlandeză, cred că e. Da?
Ortoman. Ortoman înseamnă bogat în turme, vorbind de cioban, dar înseamnă și voinic, puternic. Este un epitet care se dădea haiducilor. În Muntenia, iortoman, al cărui sens primitiv era și ciobănesc, e posesor de turme. Ar veni din turcă vort, care înseamnă avere, și din ruteană iurt, care înseamnă turmă. Ortomaș, în cântecele oltene, este un epitet dat haiducilor, un voinic ortomănos cu cojoc mare, cu cojoc mare lățos. Căutând în alte dicționare și profitând și de întâmplarea făcut că în numărul din august al revistei Curtea de la Argeș, un cercetător, Mihai Vinereanu, vorbește despre limba română și limba burușaschi sau burusaschi. Și în limba burusaschi, care are legătură cu limba română. De unde? O minunăție de articol. Ortoman și hurtman, a sări în sus, a se scula, a se ridica brusc, dintr-un indo-european hard, a ridica, a se ridica, hard, înalt, a se ridica, și este cognat cu a ridica, ortoman, rod și ardeal. Apropo de ardeal, ridicătură, înalt, ridicătură peste multe, munte, de aici și Transilvania, da? O traducere a acestui ardeal. Nu întâmplător și ard este un hard, ați văzut, și ardeal întâlnim în Ardeni, în Franța, tot munții, munții Ardeni. Este un vechi indo-european, o rădăcină veche indo-europeană, care înseamnă munte împădurit, peste munte, Transilvana, peste munte. Ce legătură frumoasă! Poporul Burușo sau Buruso trăiește pe Valea Humza, în nord-estul Pakistanului, la nord de Afganistan și China, aproape de granița cu India. Limba e vorbită astăzi de vreo 112.000 de locuitori. Tradiția orală spune că sunt urmași ai armatei lui Alexandru Macedon, care avea astfel de macedoneni vreo 4.500-5.000 de soldați căsătoriți cu femei persane în zona respectivă. Iar limba burusaschi se trage din vechea limbă macedoneană, în esență o limbă indo-europeană de tip centum. Între această limbă și limba română sunt aproape 300 de cognați, adică de cuvinte asemănătoare, și face parte din limbile centum, pentru că s-a tras concluzia că unele din ele ar fi de origine slavă, nici vorbă. Slava face parte, limbile slave sunt limbi satem, după cum se spune la sută. Limba română e studiată astfel ca limbă de sine stătătoare, că nu s-ar trage din limba latină, ci dintr-un fond vechi indo-european în legătură cu Iliro-Traco-Daca, ceea ce explică de ce sunt comune cu macedoneana, da, iată și cu burusaschi din zona respectivă, dar și cele între 100 și 180 de cuvinte comune ale limbii române cu limba albaneză, așa cum stabilește un mare cercetător, Rusu, în etnogeneza românilor, furnizând în cartea domniei sale și un dicționar explicativ cu aceste 100, 180 vin din Traco-Daca-Iliră
și 100 dintre ele sunt comune cu limba albaneză. Așa că aceste cuvinte nu pot proveni din latină, ceea ce ar face ca limba română să fie o limbă indo-europeană de sine stătătoare. E o demonstrație foarte interesantă și dacă aveți posibilitatea să citiți numărul din august al revistei Curtea de la Argeș, vă rog să o faceți. Apoi să mai vorbim despre cuvintele din cât de frumoase sunt cuvintele din Miorița. Plai. Plai e munte înalt. Județele de la munte se împart în plaiuri. Așa erau împărțite. Spre deosebire de plasă, cu pluralul plăș, cele de la câmpie. Apoi plai mai are și sensul de drum îngust, de a curmezișul munților. Poetic ar fi cu sensul de ținut în genere, adică în general. Și una o altă semnificație, cărare de munte. Iată, vin în cale, se cobor la vale. Cale, iarăși este un cuvânt de o frumusețe enormă în limba română. Amintiți-vă de Sara pe deal. Turmele lurg, stele le scapără în cale, vin unele către altele. Păi și aici avem aceeași imagine, pe un picior de plai, pe o gură de rai. Mitologia ce ne spune? Că există o zonă în care cerul și pământul se unesc. Pe o gură de rai, pe un picior de plai, pe un picior de plai, pe o gură de rai. Iată, vin în cale una către alta, cerul și pământul. Aici se întâlnesc, acolo vrea să fie, să treacă în lumea cealaltă și de-o fi să mor. De-o fi să mor înseamnă ipotetic, nu înseamnă resemnare, adică să mă omoare. Nici vorbă, de-o fi să mor, tu să le spui lor că m-am însurat. Și aici intrăm în mitul acesta al morții în tradițiile străvechi. Ce se întâmplă cu, în general, nu numai cu limba română și cu text, s-au despiritualizat. Nimeni nu mai citește Miorița în calitatea ei spirituală de mit al morții. Citește o întâmplare. Din meșterul Manole nu se mai văd lucrurile sacrale de acolo, spiritualizate, ci se văd doar, se vede întâmplarea. Da? 9 meșteri mari, calfe și zidari, în sfârșit cu Manole, care vine Ana și o zidește între cărămizile mănăstirii. Doar atât? Înseamnă că n-am înțeles nimic, da? Și suntem obligați să-i facem pe copii să înțeleagă. Ce e piciorul? Partea de jos, partea inferioară de jos a unui munte, da? Se cobor la vale, mir mai la transumanța, se întorc, da? Rai, pe un picior de plai, pe o gură de rai, adică paradisul. Dar și pomana, două colive, doi colaci, lumânări, mere, smochine, stafide, conform tradițiilor de înmormântare la pomană. Ce bine înțelege sadoveanu textul, da? Atunci când hotărăște ca scena finală să fie parastasul. Ce înseamnă bucălaie? Cu lână albă și botul negru. Oaie cu lână albă și botul negru. Și bucălat, o fetiță roșie și bucălată, de exemplu. Adică mai grăsuliu așa la față. Laie în Moldova înseamnă ceată, în special la țiganii nomazi. De aici n-are nicio legătură termenul, pentru că el s-a transferat. Lăieș, țigan de laie, spre deosebire
de țiganul de vatră sau stabil. La creangă ne scot oamenii afară din sat ca pe niște lăieși în textul lui Creangă. Laiu în Moldova, negru vânăt, popular lână laie, adică de proastă calitate. Îl întâlnim cuvântul în albanezul lai. Laie înseamnă și oaie cu lână cenușie, giguri de suman și lăi de noatem. Da? Gig în Moldova e val de pânză sau suman. Are vreo 70-100 de metri. Se fac multe giguri de suman. Întâlnim tot în textul lui Creangă. Iar noatenul este, știm foarte bine, un miel de 2 ani sau lână neagră de miel sau mioară din latinescul anotinus. În oaie bârsană, de la Bârsa, țara Bârsei, nu întâmplător e oiță bârsană, orieșnă, zdrăvană, da? Dar e zona Bârsei, zona Brașovului, de acolo vrâncean, moldovean, da, și ungurean, că e zonă de confluență. Lână bârsană înseamnă cu lână lungă, deasă, cam aspră, în ținutul Brașovului, câmpie la sud-vest de Brașov, numită de saș Burzland. Munții Bârsei, porțiunea Carpaților spre apus de munții Buzăului, la curbura munții Vrancei. Râul, e și un râu acolo, un afluent de-a stânga Oltului, care se cheamă așa râul Bârsei. Ce înseamnă plăviță, miorița cu lână plăviță? Păi înseamnă plăviță, înseamnă blond, adică cu lână de culoare, de culoare deschisă. În drumul spre rai, pentru că motivul principal al baladei Miorița este cel al nunții, al alegoriei moarte nuntă. Drumul spre rai, pe un picior de plai, pe o gură de rai, gura raiului, poarta de intrare în rai, care nu se deschide oricui și e păzită strajnic de Sfânt Petru cu un mănunchi de chei în mână, așa cum ne spune tradiția populară. Și aici sunt făclii aprinse, ca în balada Miorița. Măicuța bătrână caută drumul acesta și poarta raiului. Cine mi-au văzut? Da? Deci alegoria moarte nuntă, după care măicuța bătrână caută. Unde caută? Acolo unde crede că a fost înmormântat, în strunga de oi, să fiu tot cu voi, la locul de întâlnire dintre plai și gura de rai. Și intrarea îl caută și dincolo de moarte măicuța bătrână. Unde a plecat feciorul, dar nu e sigură, pentru că numai intrând în rai îi întâlnești pe cei deopotrivă cu tine, pe cei drepți. Acolo sunt brazi și păltinași, codrul, dar și grădina raiului. Vedeți ce legătură frumoasă se realizează între motivele atât din Miorița cât și din Baltagul. Fără stăpân, animalul credincios rătăcește. Turma în Baltagul e corpul delict, dovada hoției și a înstrăinării, care poate fi și prin vânzare, cum ar sugera bătrânele satului și hâtrul Popă, cum că poate a vândut turma
și o fi rătăcind Nichifor Lipan pe la vreo femeie, pe la vreo ibovnică. Niciuna, nici alta nu sunt dovezi directe ale uciderii și atunci trebuie altceva, un ceremonial al dării pe față, al unei provocări ritualice în care ucigașii să se dea ei înșiși de gol, duși în pragul de a nu mai suporta acuzațiile, insinuările și, în ultima instanță, vinovăția. E un joc psihologic în care Munteanca are o iscusință remarcabilă. Oficialii sunt depășiți de situație. Știți că Vitoria Lipan se adresează și oficialilor pentru a se interesa unde ar putea fi Nichifor Lipan. Sortiți și ei de... sastisiți și ei de insistențele femeii și parțial de lăsători și nepricepuți, poate și dezinteresați de adevăr, cum ar sugera Baltagul. Apariția câinelui e ca un trăsnet pentru Vitoria, căreia îi spulberă gândul și speranța că Nichifor trăiește. Nici câinele nu-și părăsește stăpânul, dar nici stăpânul nu-și părăsește animalul credincios și paznic al turmelor și omului. Câinele dă de știre, cum se spune de obicei. Era firesc ca Sadoveanu să iasă din lumea mitului și să treacă hotarul spre real, spre epicul realității, materia predilectă a romanului. De aici poate și caracterul acesta epopeic al Baltagului, pentru că Baltagul are acest caracter epopeic al căutării celui drag, al căutării averii în ultima instanță și al căutării ucigașului. Romanul putea să înceapă de oriunde, dar Sadoveanu pornește, cum știți bine, de la o anecdotă, primul semn al intrării în lumea reală. Și din punctul acesta de vedere, Victor Trevini, care scrie și el un articol și îl va completa în numărul din septembrie al revistei Curtea de la Argeș, a apărut pe 20 septembrie, pe 20 august, revista pentru septembrie, revista Curtea de la Argeș, în care domnul Trevini mai face o legătură foarte interesantă între un text cules prin 1940 în zona Bistrița-Năsăud, bine, evident în Transilvania, în care apar versuri legate de Miorița: toarnă, frate, oile, sus la munte, la munte, sunt tri rei păcurărei, unui mai micuțu între ei, cel mai mare așa zice: toarnă, frate, oile, mijlociu așa zice: toarnă, frate, oile, cel mai mic așa zice: eu de s-o vădi să mor. Apoi știm că într-un text bizantin aparținând lui Teofilacte Simocata, trăitor între 580 și 630 după Hristos, și într-un alt text al Sfântului Teofan Mărturisitorul, și el trăitor între 759 și 817, tot după Hristos, se amintesc cuvintele torna, torna, fratre, considerate de unii istoriografi și lingviști primele cuvinte rostite și păstrate în limba română.
Povestea este că soldații macedoneni și soldații macedoneni, soldații de la sudul Dunării au poveri pe catâri și e posibil că asta e interpretarea, e posibil ca un sac să se fi răsturnat. Și atunci sau să întoarcă sacul pe catâr în partea cealaltă, ori să se întoarcă să ia sacul să-l pună din nou pe catâr. Dar a fost și interpretat că torna, întoarceți-vă fraților ca un ordin militaresc și să se întoarcă pentru că îi atacă dușmanii. Există această interpretare. Interesant cum, iată, într-un text al Mioriței cules în Bistrița Năsăud în 1940 apare acest torna frate, rostit de două ori. Torna frate, da, aici apare în versuri diferite, torna frate oile, da? Și să încheiem cu asta, deși sunt multe de spus, poate vom mai avea prilejul, cale, figurat înseamnă direcție de urmat, cum am spune, calea binelui, da? Tot figurat înseamnă și dreptate, cuviință, să fie cu cale lucrurile, nu fără cale. Vine din calis, drum bătut de vite, da, și bătut de turmele de oi poate fi. Și atunci în cale se cobor la vale din Miorița, toate aceste legături arată frumusețea străveche a limbii române, spiritualitatea, sacralitatea acestor cuvinte legate de credințe, de ritualuri, de ceremonial. Fără lucrurile acestea nu putem spune că pătrundem în limba și literatura română pentru a combate și pe această cale analfabetismul funcțional, adică imposibilitatea de a pătrunde în înțelesurile unui text în limba română. Trăiască nația!